Daniela, o fetiță din Sfet Mărel care frecventează centru de zi al Asociației Stea, ea a obținut printre cele mai bune rezultate la categoria copiilor participanți de la Stea, iar împreună cu ceilalți, eu cred că toți sunt de fapt câștigători. Daniela are 12 ani și este unul din copiii care au descoperit pasiunea pentru șah, și care își dorește foarte mult să persevereze și să continue. Toți copiii care frecventează centrul nostru de zi sunt din cartierul Sfet Mărel, trăiesc în comunitatea marginalizată de la capătul orașului Satu Mare, dar cu toții au fost șahiști, cu toții au fost copii și ceea ce s-a văzut foarte bine este că, indiferent de mediul din care provii, dacă ești serios, dacă înveți, dacă te implici, dacă nu te dai bătut, poți să obții rezultate frumoase. Atât copiilor din Satu Mare, cât și copiilor veniți din depărtare, din județele Iași și Vaslui, această oportunitate de a juca șah le deschide multe perspective de viitor. Ei au învățat și învață în continuare să folosească sportul minții pentru a se pregăti și a fi cât mai buni în ceea ce vor face ei în viitor. Șahul este un instrument extraordinar prin care copiii își dezvoltă gândirea logică, ei învață să anticipeze mișcările adversarului, învață să facă strategii, învață să se concentreze și noi am văzut rezultate remarcabile în creșterea capacităților de atenție. Toate acestea le vor fi de folos atât la școală, cât și pe mai departe în ceea ce vor face în viitor.